a răspuns favorabil invitației fariseului și s-a dus în casa lui. Dar acolo, în cetate, era o femeie păcătoasă. Fără să fie invitată, fără să fie poftită de proprietar sau de vreun invitat, s-a dus, s-a așezat la picioarele Domnului Iisus Hristos și a început să plângă. Cu lacrimile i-a spălat picioarele, cu părul i-a șters picioarele. Și când a văzut fariseul atitudinea Domnului Iisus Hristos, a zis în sinea lui sau în gândul lui, omul acesta, dacă ar fi proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este aceea care se atinge de el. Și fariseul cred că s-a frământat în mintea lui. Vine de la Dumnezeu? Nu vine de la Dumnezeu. Este proroc? Nu-i proroc. Dar pentru că Domnul Iisus Hristos era om 100%, era și Dumnezeu 100%, a cunoscut gândul fariseului. Și s-a adresat cu următoarele cuvinte: Simone, vreau să spun ceva. Spune, învățătorule. Un cămătar avea doi datornici. Unul cu 500 de lei, iar altul cu 50 de lei. Pentru că n-au avut cu ce să plătească, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi, dar te rog, cine crezi că ai iubit mai mult? Și fariseul spune, cred că acela căruia i-a iertat mai mult. Era normal să fie așa. Dar în vremea aceea, plata unui lucrător cu ziua era de un leu. Și Domnul Iisus Hristos îi spune, Simone, am venit în casa ta, tu nu mi-ai dat nici apă să-mi scol picioarele, nu mi-ai dat nici sărutare. Vezi tu, femeia aceasta, de când am intrat în casa ta, nu încetează să plângă, cu lacrimile ei să-mi spele picioarele, iar cu părul să mi le șteargă. Aș vrea în această seară, evident, cu ajutorul lui Dumnezeu, să aduc înaintea dumneavoastră, pentru slava lui Dumnezeu și gloria Lui, și pentru zidirea noastră spirituală și mântuirea sufletului nostru, o temă. Cum poți să scapi de datorie? Eu n-am să vorbesc în această seară despre vreo datorie împrumutată de la vreo instituție financiară, sau de la vreun cămătar. Dar aș vrea să vorbesc în chip metaforic, în chip simbolic și să înțelegem că toți oamenii, din punct de vedere spiritual, sunt datori înaintea lui Dumnezeu. Adică toți oamenii sunt păcătoși și au păcate și au nevoie de iertare. Și cel care are putere să ierte păcatele și să vindece sufletul nostru este Dumnezeu, în numele lui Iisus Hristos. Ascultați, vă rog, un cuvânt din Sfânta Scriptură,